în situații puțin probabile. Echipele de intervenție în caz de accidente sau de alte evenimente grave au fost prezente în piața prefecturii din Târgu Jiu. Prezența noastră aici este împreună cu 14 câini, o parte din ei atestați, o parte din ei în acest moment în procesul de învățare. Și ce încercăm să facem? Încercăm să explicăm cum funcționează tot ce ține de antrenamentul unui câine de căutare și salvare și implicarea pe care trebuie să o aibă handlerul în această pregătire. Tinerii au încercat și simulatorul de accidente. Venim cu partea practică de simulare de accidente, simulator de impact, simulator de răsturnare, unde oamenii, cei interesați, vor simți și vor conștientiza ce înseamnă să ai un impact, o tamponare la o viteză redusă, ce înseamnă să ai o răsturnare. Pompierii au vrut în acest fel să conștientizeze tinerii asupra pericolelor. Din păcate, este o realitate că situațiile de urgență fac parte din viața noastră și, drept dovadă, sunt cele peste 10.000 de intervenții pe care instituția noastră le gestionează zilnic. Tocmai de aceea este esențial să știm cum, când și cui cerem ajutor și cum ne comportăm atunci când se produce o situație de urgență. Acțiunea a atras sute de participanți din Gorj.